Doi bărbați au fost bătuți cu bestialitate de trei indivizi pe un bulevard din Galați. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Cei doi bărbați erau sub influența alcoolului și au traversat strada printr-un loc nepermis, încurcând traficul. Intrigați și furioși de ceea ce se întâmplă, trei indivizi au coborât dintr-o mașină și i-au luat la bătaie. Scăpată de furia celor trei, una dintre victime a vrut să se răzbune și a aruncat cu o piatră din pavaj în mașina atacatorilor. Scandalul a fost până la urmă aplanat de o patrulă aflată în trafic, care a dus pe cei cinci la sediul poliției. În acest caz s-a deschis dosar penal pentru loviri și alte violențe.